Am revenit și mai avem o oră alături de voi. Valentin este însă foarte, foarte trist. De ce ești atât de trist? Nu sunt trist. Nu ești trist? Ce s-a întâmplat mai devreme? Pare eu trist. Ți-au necat un pic orările. S-a întâmplat ceva. Ai pierdut la un joc? Da? Nu. Nu? Nu. Eu îi fac dreptate aurei în acest moment. Lăsați-mă. Deci da, am descoperit un joc de table online, da, care așa mănâncă timpul, deci, zilele tinereții, toate cele. Hai să facem o mică pauză până ajungem la știri. Nu înțeleg cum te-ai putea juca table online, pentru că trebuie să dai cu zarul. No, doar mâna. No, nu ți neapărat. Noroc și e jocul în sine. Necesită energie kinetică, nu merge așa să... E ca un drog, dacă vrei, însă în știri o să vorbim despre droguri reale, nu despre droguri din astea, soft, cum ar fi că se joacă validabil. Și ca cel pe care vrem să-l facem noi aici, să-ți luăm telefonul înainte de emisie, perfect. Ăla cu drogurile la volan este un pic mai realizabil. Okay. O să aflăm la știri despre ce e vorba, așa că hai să mergem la ele. Consumul de droguri în rândul șoferilor a crescut alarmant. Autoritățile de la noi din țară spun că se confruntă cu un adevărat fenomen și grav este că substanțele interzise se găsesc la tot pasul. O statistică oficială arată că poliția română prinde șoferi drogați la volan în fiecare săptămână, iar inconștiența conducătorilor auto poate provoca adevărate tragedii. Pentru a înțelege gravitatea situației, a fost realizat un experiment menit să arate cum se vede condusul prin ochii șoferilor drogați sau băuți și ce consecințe poate avea acesta. România este fruntașă la capitolul accidente rutiere în Europa, iar de cele mai multe ori șoferii implicați sunt sub efectul drogurilor sau alcoolului. Grav este că fenomenul șoferilor inconștienți a luat o deosebită amploare atât la nivel național cât și mondial. Pentru a înțelege gravitatea situației, am fost subiectul unui experiment prin care am putut vedea și simți condusul sub influența drogurilor, astfel a substanțelor interzise. În prima fază a procesului am parcurs un traseu de îndemânare fără a purta ochelarii speciali. Trecem prin ultima poartă și am terminat traseul. Bun. Traseul pe care îl denumim traseu clean. Traseu clean, traseu de îndemânare. Vai, deci nici măcar nu văd dacă e dreptă acesta. Menține drumul, menține. Dreapta, mai mult dreapta un pic. Excelent. Haide, accelerăm. Așa, eu vreau să-ți spun, Radu, că eu nu-mi dau seama ce văd în momentul ăsta. Văd niște umbre, niște culori gen curcubeu. La finalul experimentului îmi venea greu a crede că cineva poate urca în această stare la volan. În prima fază, când ai condus clean, când ai mers cu o viteză un pic mai mare, ai fost mult mai atent la ceea ce se întâmpla în jurul tău. Ai putut percepe cât de aproape sunt obiectele de tine. În momentul în care am simulat această stare de care nu trebuie să fie absolut niciodată în spatele volanului, nu aveai orientarea necesară, nu știai cât de aproape sunt obiectele de tine. Experimentul face parte dintr-o campanie inițiată de experți în conducere defensivă. Am stat de vorbă cu inițiatorii proiectului care mi-au spus că prin acest pas speră ca șoferii români să fie mult mai conștienți. Considerăm noi că cetățenii trebuie să fie informați nu doar de la autorități, ci și de la experții în condus defensiv. Așa cum ai experimentat și tu și că te-ai descurcat de minune, doar două jaloane le-ai dat jos și ai văzut că este destul de complicat. Gândește-te la persoanele care nu se gândesc înainte să se urce la volan. Din cauza numărului mare de accidente cauzate de inconștiența șoferilor români, a fost introdusă pedeapsa cu închisoare pentru conducătorii responsabili. Legea Anastasia a intrat în vigoare recent. Începând de luna aceasta, șoferul care provoacă un accident aflându-se sub influența drogurilor sau alcoolului și din care rezultă cel puțin o victimă decedată, va fi pedepsit doar cu pedeapsă cu închisoare, nemai putând fi aplicată o pedeapsă cu suspendare. Au fost depistați șoferi atât sub influența cannabisului, a cocainei, a amfetaminei, dar și altor substanțe cu efect psihoactiv. Legea Anastasia este denumită astfel în memoria fetiței de 4 ani care a fost ucisă pe 1 iunie în fața casei și este concepută să prevină, să limiteze dramele rutiere și să conștientizeze asupra consecințelor grave ale teribilismului la volan. Astfel că șoferii aflați sub influența drogurilor sau alcoolului vor merge direct la închisoare dacă sunt implicați în accidente mortale. Aceștia nu vor mai putea să primească pedepse cu suspendare. Măsura se va aplica și celor care urcă la volan fără permis și provoacă astfel de accidente.
Actorul John Malkovich a ajuns la Timișoara, de două ori nominalizat la premiile Oscar. Starul joacă astăzi și mâine într-un spectacol de teatru la Teatrul Național din orașul de pe Bega. Biletele s-au vândut foarte rapid, în doar câteva ore. Nu doar fanii sunt însă nerăbdători și Malkovich a spus că abia așteaptă să urce pe scenă. Celebrul actor american John Malkovich a ajuns în România pe aeroportul internațional Timișoara. Starul va juca pe scena Teatrului Național un spectacol construit sub forma unui dialog între cuvânt și muzică. Malkovich a venit cu întreaga distribuție a spectacolului, o echipă de peste 30 de oameni, formată în mare parte din artiști ai Orchestrei Academiei din Viena. Spectacolul se numește Comedie Infernală și este semnat de Michael Sturminger, care l-a scris special pentru celebrul actor. Spectacolul se bucură de un interes deosebit din partea publicului. Cele trei reprezentații se vor juca cu casa închisă joi și vineri, pe 20 și 21 iulie, toate biletele fiind epuizate la scurt timp de la punerea lor în vânzare. John Malkovich se află deja de ceva timp în România pentru a juca rolul dirijorului român Sergiu Celibidache. Tânărul artist va fi jucat de Ben Schnetzer, în timp ce versiunea lui în vârstă va fi interpretată de John Malkovich. Pelicula poartă numele de The Yellow Tie, iar filmările au loc la București. Povestea urmărește viața extraordinară a legendarului dirijor și compozitor de muzică clasică, unul dintre cei mai renumiți, dar și controversați artiști ai secolului 20. Filmul ne poartă de la copilăria lui, guvernată de un tată extrem de autoritar, la plecarea de acasă pentru a-și urma visul muzical și lupta pentru supraviețuire în timpul războiului, la succesul pe care îl dobândește, eșecul cumplit care vine apoi și în cele din urmă succesul din nou. Abia aștept acest film și această poveste impresionantă și până atunci aș vrea să aflu și cum sunt cu vremea, pentru că astăzi nu prea mi-am dat seama dacă să ne ferim în continuare de căldură sau să ne luăm umbrelele cu noi. Așa că, Romina, bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou! Să știi că trebuie să ne ferim de căldură până la ora 4. După ora 4 vor începe și ploile, deci atmosfera este una sufocantă în continuare. Așadar, este în vigoare și un cod galben de caniculă în partea de sud-est a teritoriului. Se vor atinge temperaturile de până la 37 de grade Celsius, iar vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării. Majoritatea regiunilor vor fi perioade în care va ploua. Aversele vor fi torențiale, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor mai fi frecvente în partea de nord, nord-vest, dar și în centru, dar și în zonele de deal și de munte, unde se vor înregistra cantități de apă mai însemnate, izolate peste 40 de litri pe metru pătrat. Probabilitatea pentru vijelii și grindină va fi ridicată. În capitală va fi ceva mai cald, din a doua parte a zilei se mai norează, vor fi intensificări de scurtă durată ale vântului, precipitațiile vor fi însoțite de fenomene electrice și va cădea grindina, așadar maxima va urca până la 37 de grade Celsius. Mâine și poimâine va fi în continuare o vreme caniculară, cerul va fi variabil cu norări temporare seara, mâine se vor înregistra 34 de grade Celsius, iar poimâine temperaturile cresc până la 37, iar minima se va opri pe la 22 de grade. La mare găsim vreme caldă, cu soare, atmosferă sufocantă și se vor atinge 32 de grade Celsius prin stațiuni. Vântul devine mai insistent, iar spre seară mai apar condiții de ploaie. La munte vor mai fi perioade multe de averse abundente, însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Se pot strânge 30-40 de litri pe metru pătrat, iar în unele masive o să cadă chiar grindină, așadar valorile termice vor fi cuprinse între 24 de grade, se vor atinge prin Semenic, Ceahlău, Predeal și Sinaia și vor urca până la 28 de grade în Păltiniș. De asemenea, de la ora 12, 22 de județe se vor afla sub avertizare de cod galben de ploi torențiale, de grindină și vijelii, iar în intervale scurte de timp cantitățile de apă vor fi izolate peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Acestea sunt informațiile despre vreme. Să aveți o zi minunată în continuare!
Mulțumim tare mult, Romina, pentru informații. Astăzi, fiind joi, ziua mea preferată din săptămână, vorbim și despre modă, despre reguli de stil și învățăm câte ceva de la vedetele noastre. Și astăzi ne trece pragul un stilist vestimentar care n-a mai fost la noi de foarte mult timp și abia aștept să le revedem. Oana Florentina Văduva revine la matinal după mai bine de un an. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, Georgia, mă bucur tare mult să fiu din nou la voi. Și eu mă bucur, nu mai știu exact, țin minte că am văzut recent filmările de la Insta Fashion-ul trecut și eu nu mă vopsisem, deci sigur, înainte de septembrie anul trecut. Sigur că da. Da, uite, și pentru mine este o schimbare. Eu am fost blondă la momentul acela, deși, da... Deci am făcut noi schimb, de fapt. Am devenit eu un pic blondă și da, tu ai revenit la șaten. Da, da, da. Da. Te prinde foarte, foarte bine și îți mulțumesc. Cred că sunt importante și schimbările de stil când vine vorba de felul în care te afișezi în public. Și am văzut și la vedetele noastre câteva schimbări de stil. Diana Dumitrescu am văzut că a făcut o schimbare majoră. Cât de important este să ținem cont și de modul în care i-am obișnuit pe fanii? Este important să facem schimbări în viața noastră, pentru că oamenii se obișnuiesc cu noi într-un anumit fel. Și în momentul în care evoluăm, în momentul în care vrem să schimbăm ceva, schimbăm culoarea părului, ne schimbăm poate și stilul, pentru că uneori este important să facem și acest lucru. Dacă, spre exemplu, avem un stil clasic, putem adapta, putem merge către un stil mai modern sau putem deveni chiar excentrici, cine știe, depinde de personalitatea fiecăruia și de cât de mult poate fi actualizată, pentru că trendurile în modă și în stilism se actualizează din an în an și uneori și revin. Este adevărat. Ai pronunțat cuvântul magic pentru începutul acesta de rubrică excentric, pentru că începem cu Ana Morodania. Este prima pe care o analizăm aici la Insta Fashion. Da. Ana are foarte, foarte multe lucruri de spus când vine vorba de modă și acum vedem câteva imagini cu ea. Cred că a fost vorba de o ședință foto și sunt recente fotografiile și nu-mi imaginez cum a putut să stea în acel palton, nu pare gen da, de palton contesa, de vară. Contesa Ana Morodan este o fotografie relativ recentă, da, este totuși într-un sezon rece. Dacă ne uităm pe Instagram, vom observa că este undeva în luna februarie, este postată mai recent. O să comentez un pic din punct de vedere stilistic această ținută care are lingeria intimă la vedere. Este un trend care a apărut în serialul Sex and the City pe care l-a dat Carrie, practic, în momentul în care a ieșit în oraș purtând o astfel de piesă vestimentară cu un pullover mai amplu, cu un maio mai amplu. Ea este bine îmbrăcată, este foarte bine, aș putea spune. Faptul că a ales, o să revin la această piesă vestimentară, că a ales o bustieră sau acest material care este potrivit, nu e prea larg, nu e prea mic, pentru că este foarte important să avem și o siluetă potrivită atunci când îndrăznim să ieșim astfel pe stradă. Acum, e de preferat să existe o bustieră, să nu ne ducă cu gândul neapărat la o piesă de lejerie intimă, să fie la vedere. Este ideal să purtăm aceste piese vestimentare în anumite locuri. Nu putem să mergem așa la un birou, este specific pentru mare și pentru, eu știu, anumite ocazii. Cromatic este bine, din punct de vedere al texturilor materialelor. Este ceea ce trebuie, este în locul potrivit, să zic așa, ceea ce este minunat. Are extensii, este bine machiată, ochelarii sunt frumoși, sunt bine aleși, sunt în tendințe, e bine. Mergem și către zona ceva mai clasică. O avem și pe Andreea Raicu, invitată la rubrică în această dimineață. Andreea e obișnuită a rubricii, îmi plac foarte, foarte mult ținutele ei și îmi place stilul ei per ansamblu. Mi se pare că e foarte bine conturată. Da, are un stil evident care este bine conturat. Este și o femeie foarte frumoasă, are o siluetă foarte frumoasă care este pusă în valoare. Ea a ales aici o ținută dintr-un material care se, să zic eu așa,
ușor șifonabil, însă care se poartă foarte mult în sezonul cald. Îl putem purta inclusiv la mare, inclusiv la evenimentele care au loc la mare. Ținuta ei este una bună, foarte bună din punct de vedere cromatic. În partea de jos a ținutei este un pic cam multă informație. Sunt mai multe volume, dacă observăm, iar talia este accentuată cu o centură care are două catarame. Din punctul meu de vedere, ar putea fi înlocuită această centură cu un cordon și ar fi mult mai plăcut vizual. Geanta este una de mari dimensiuni, este potrivită, ea cred că merge la shopping acolo, dacă... Cred că se află în Milano și atunci sigur merge exact, la shopping. Da, da, da. Așa că este foarte bine. Ea are alegerile vestimentare foarte bune. Avem și o prezență masculină în această dimineață. Eduard Sandan este alături la Insta Fashion, alături de iubita Cleopatra, ei fiind în vacanță. Da. Și nu știu dacă la el se mă bat cu atenția sau la ea. Da, ei sunt asortați, să zic așa. El este bine îmbrăcat. De fapt, stilul lui este acesta. Poartă aceste cămăși cu print, cu mesaj. Și o suprapunere de tricou cu cămașă, dacă ne uităm cu atenție. Este bine, este la mare, este un tablou foarte frumos în care se află cei doi. Relaxant, de vară, de sezon. Da, este foarte bine. Nu știu dacă așa s-au nimerit lucrurile, dar mai avem un cuplu în această dimineață. O avem și pe Jo, fix următoarea noastră candidată la Insta Fashion. Da. Și mie personal îmi place cum s-au asortat cei doi, având stiluri asemănătoare. Sunt ușor excentrici. Da, ei sunt ușor excentrici și povestea lor de dragoste este una așa cu semnul întrebării în permanență, pentru că nu știm niciodată dacă sunt sau nu sunt împreună. Iată că în această fotografie sunt împreună, ceea ce este minunat să-i vedem așa. Ea are această salopetă transparentă din dantelă, care este foarte frumoasă. Se poate purta în foarte multe moduri. A ales extraordinar acel sacou supradimensionat, care este un sacou masculin, care ascunde anumite părți ale corpului și lasă la vedere doar ceea ce trebuie, ceea ce este esențial. Dacă ne uităm la încălțăminte, a ales acele platforme care îi dau oarecare înălțime. Ea este o femeie frumoasă și iată, este și înaltă, oricum este înaltă, dar și cu acele platforme se accentuează înălțimea ei. Este bine îmbrăcată la un eveniment alături de iubitul ei. Deci ne place și felul în care s-au potrivit cei doi. Da, sigur că da. Da. Mergem mai departe, îl avem și pe Mihai Morar, într-o ținută de tătic, o ținută relaxată. Da. Mihai Morar... Și am sesizat că se tot poartă acești... Adidas, pantofi, nu știu cum se încadrez exact. Da, Mihai Morar este un bărbat foarte interesant din punct de vedere stilistic, un maramureșan cu de tradiție, pentru că este un familist convins, întâmplător sau nu ne cunoaștem, ceea ce mă bucură tare mult că am putut să discut cu el și să-i și surprind stilul vestimentar. Este un sembra că relaxant, merge pe partea aceasta casual, atunci când merge la evenimente, când se prezintă la evenimente, este foarte atent, foarte bine îmbrăcat, foarte bine organizat în tot ceea ce face. Este la așa, da, aici iată că și-a intrat în rolul de tătic și este la o plimbare undeva în parc. Am impresia că e în Alba Iulia sau... Mișoara, nu-mi dau seama exact. Da, posibil Alba Iulia, posibil Timișoara. Oricum, să undeva căutăm, în să vedem, să aflăm exact. Apreciez lungimea tricoului, pentru că Mihai a mai trecut pe la rubrica noastră. Da, și da, câteodată da. Avea tricurile un pic mai lungi, ceea ce nu prea era avantajos pentru faptul că îi scurta foarte mult din picioare. Dar de data asta, chiar apreciez. Este bine, da, da. Avem și pe Oana Zara.
Și ea reoținută de festival, pentru că tocmai ce au fost celebrele festivaluri de la mare. Avem iarăși lingerie da, la vedere, revin dar la acest, e... Da, e un context diferit. Lingeria specifică plajei se poate purta la festivaluri, este foarte bine. E un pic prea mult. De ce? În momentul în care punem o piesă de lingerie la vedere, este bine să punem în partea de jos ceva mai lung sau chiar pe umeri să mai acopere un pic. Este prea mult la vedere. Ideal ar fi să nu fie atât de mult, așa cum am zis și în prima parte a emisiunii noastre. Ea este o femeie frumoasă, o apariție deosebită. Este bine, având în vedere contextul, însă nu sunt foarte multe locuri în care poate să meargă îmbrăcată așa. În contextul în care s-ar face și frig seara, ce-i pune în partea de sus? Da, ar merge un sacou, ar fi potrivit, ar putea pune un cardigan tricotat, chiar unul lung. Ar putea pune o geacă de piele supradimensionată. Wow, îmi place cum sună. Da. Da, probabil că ar mai fi și alte modalități în care ar putea... Ți-a venit și vreo geacă de blug în minte? Da, ar putea fi. Ar putea fi, însă nu aș vedea o geacă de blug scurtă. Ar fi una tot așa, de poate cu printul supradimensionată, cu un print ca să atragă atenția într-un anumit mod. Mi se pare interesant câte ținute de altfel ai enumerat pentru un singur exemplu pe care l-am adus noi la matinal și de fapt asta e frumusețea modei, că e atât de versatilă. Așa este. Îți permite cu câteva piese vestimentare să te joci atât de frumos. Da, așa este, da. Îți mulțumim tare mult pentru astăzi și pentru informații și te aștept cu drag să revii la matinal mai des de această dată. Îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi tare mult, să ne revedem cu bine. Dragilor, mai avem un popas de făcut în lumea astrelor și ar fi bine să fim atenți pentru că Romina a anunțat soare și ploi, așa că s-ar putea ca și Olivia să vină cu vești surprinzătoare. Bună dimineața, berbecii revizuiesc poveștile de iubire pe care le-au trăit intens de-a lungul vieții. Este posibil ca unii nativi chiar să se întâlnească întâmplător sau nu cu un fost partener și să-și clarifice anumite aspecte care încă îi țineau în acea poveste. Taurii sunt concentrați pe casă, pe familie, pe părinți și pe rădăcinile lor. Vor să cunoască mai bine de unde vin ca să știe mai bine ce resurse interioare pot accesa. Gemenii au foarte multe gânduri care dau năvală peste ei, iar riscul este ca pe unele dintre ele chiar să le creadă și să îi îndemne să ia decizii extreme. E bine să nu creadă tot ce gândesc și să amâne deciziile până clarifică tensiunile. Racii au și ei parte de tensiuni, dar acestea sunt de ordin financiar. Fie nu reușesc să producă cât cheltuie cei dragi, fie descoperă că nu toți prietenii le sunt prieteni. Le iau parte de multă distracție în viața lor. Partea bună este că le place când au provocări și energie. Partea mai puțin bună este că nu prea au public pentru spectacolul pe care îl creează. Fecioarele caută să se detașeze de tot ce le strică pacea interioară. În sfârșit, se prioritizează și se pun pe ele pe primul loc în viața lor. Trăiesc ceva cu totul nou. Balanțele încă trăiesc sentimente de frustrare și supărare ca urmare a trădărilor pe care le-au suferit în ultima perioadă, dar fac și pași spre acceptare și regenerare. Scorpionii se reconfigurează față de job și de perspectivele pe care acestea le oferă. Mai mult, relațiile cu șefii devin greu de tolerat, ceea ce îi determină să ia în calcul o schimbare de carieră. Pentru săgetători, ziua de azi aduce succes la examen sau la o avansare în carieră, mai ales dacă este vorba de una academică. Alți nativi se gândesc să-și extindă universul de cunoaștere și să aprofundeze domenii care le stârnesc interesul. Capricornii au multă treabă cu ei înșiși. Este o perioadă în care se eliberează de tot felul de neputințe și resentimente. Este o muncă grea, dar eliberatoare.
Pentru vărsători, ziua de azi aduce nevoia de a readuce pacea, liniștea și armonia în relațiile și parteneriatele lor. Discuțiile tensionate au tot fost prezente în ultima perioadă și încep să devină obositoare. Peștii pot avea probleme de sănătate dacă se lasă pradă tentațiilor de a munci în exces. A spune nu când nu mai poți este un semn de conștiință de sine și de alegere sănătoasă. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook astrolog Mihaela Totir. Pe plajă, pe litoral, printre șezlonguri, umbreluțe și lade frigorifice și oameni care încearcă să-ți vândă porumb, se mai întâlnesc uneori și hoți. Cum să ne ferim de ei atunci când mergem la plajă, aflăm împreună chiar din materialul următor. Indiferent unde îți petreci vacanța, pe litoralul românesc sau în altă stațiune din Europa, trebuie să știi cum să te ferești de hoți care, într-o clipă de neatenție, te pot lăsa fără bani sau fără bunuri. În acest sens, iată câteva sfaturi pentru a-ți proteja lucrurile de valoare atunci când ești la plajă. Nu lua cu tine lucruri de care nu ai nevoie. Bineînțeles, o să ai nevoie de niște bani, de telefon, de un ceas sau de cheile de la mașină. Dacă obișnuiești să citești cărți în format electronic, probabil că vei lua un iPad sau un Kindle. Și pentru că este vacanță, mulți iau cu ei un aparat foto sau o cameră video subacvatică. Nu lua cu tine întregul portofel cu toate cărțile de debit sau credit și cu o mulțime de bani. Dacă în locul unde mergi se poate plăti cu cardul, te poți rezuma doar la acesta, însă sfatul nostru ar fi să ai și o marjă de eroare și să iei 100-200 de lei la tine. Ideal ar fi să nu iei dispozitivele electronice și să te deconectezi un pic de la tot ce înseamnă viața digitală. Dacă vrei să iei telefonul cu tine în apă, ar fi bine să optezi și pentru o husă rezistentă la apă. De asemenea, tot în husă poți pune și cardul de credit, cheile de la mașină sau banii, așa că o poți folosi ca pe un portofel. Nu uita că hoții profită de neatenția turiștilor, așa că mare atenție atunci când auzi gălăgie sau alte lucruri ce îți pot distrage atenția. Aceștia pot simula un accident, cum că se împiedică de șezlong sau de prosop și pot sustrage obiecte valoroase. În același timp, nu ar fi rău să îți poziționezi prosopul aproape de salvamari. Bineînțeles, aceștia nu îți vor supraveghea lucrurile valoroase, dar de obicei zona este ocolită de hoții de buzunare. Nu, mai m-am topit de tot și nu este din cauza căldurii, dragilor. Credeți-mă, pentru că Freddy s-a întors la noi în platou și evident nu a venit singur. Romica Ghimțoi l-a adus și de data aceasta. Bună dimineața, bine ați revenit, dimineața, dragilor. Bine v-am găsit. Deci de fiecare dată când îl văd pe Freddy, cum ai spus și tu puțin mai devreme, parcă el a crescut odată cu noi. Exact. Ce ați mai făcut de când ne-am văzut? Că el sigur a crescut. Ce ați mai învățat? Am învățat o groază de chestii noi. Lucrăm acum la chestii de aliniere și de formalizarea comportamentelor. Ce are Freddy? Are 6 luni acum. Ok. Da. Predic, bine, bă, cățelu, super. Bravo. Așa, am fost și la mare, ne-am distrat. Cum s-a împăcat Freddy cu plaja? Excelent. Bine, evident, acum trebuie să-l ții, cam, să-l ții la umbră, perioada când nu stă în apă, trebuie să-l ții la umbră și pe bucăți. Da, eu am avut 3 câini cu mine și a trebuit să fac curândul. Azi munceam la plajă cu un câine, mâine luam altul și tot așa. Pe plajă acolo apăream cu un câine diferit în fiecare zi. În apă a intrat Freddy? Da, absolut. E mare iubitor de apă. Labradorii de obicei sunt mari iubitori de apă. Și am învățat să aporteze din apă. Iar aruncam discul, aruncam minge și el se ducea și mi-a ducea. S-a distrat ca lumea. S-a făcut băia mare. Exact, s-a făcut băia mare, da. Și nuată, ca o șalupă. Cam în ce etapă de educare se află un cățel pe la 6 luni? Pe la 6 luni el trebuie să învețe deja să facă chestii mai formale. Dacă până acum era totul așa pe o joacă de asta liberă, acum deja începe să fie mai pretențioși la comportamente. Nu foarte pretențioși, da? Dar avem nevoie să se alinieze corespunzător la picior, da? Mai ales că el va vrea să... Eu o să vreau să fac cu el ceva sport canin. Și atunci am nevoie să se alinieze prompt la picior. Da? Cum ar fi chestia asta? Da? Trebuie să stea pe partea stângă, aproape de mine, cumva umerii lui să nu depășească linia genunchilor mei. Da? Bravo, bă, cățelul! Și cum facem asta când ne folosim de tot felul de aparate, să le spunem așa? Da? Ăsta cred că recunoașteți, e de la Decathlon. Da? Bun. El învețe acum să pivoteze pe picioarele din față și să-și miște numai fundul. Da?
Aha, ok. Da? Și ideea este să rămână cu lăbuțele. Exact, el trebuie să rămână, da. Atâta timp cât el rămâne cu lăbuțele acolo, exercițiul este bun. Dacă a plecat cu lăbuțele de acolo, opa, ce ai făcut, bobiță? Nu face. Șezi. Plas. Bun. Da? Asta este, plas este locul de du-te la locul tău, care e locul ăsta, da? Și trebuie să pivoteze cu picioarele din spate. Ok, Freddy deja pare că știe exercițiul, dar da? La început, prima dată când i-ai adus acest dispozitiv. Așa. Cum s-a împăcat cu el? Cum a înțeles că acolo trebuie să stea cu picioarele din față? Păi folosim clickerul ăsta. Da? Clickerul spune când faci bine. Dacă tace, faci rău. Dacă n-auzi un click în câteva secunde, înseamnă că ceva nu e în regulă. Trebuie să începi să te agiți, bă, cum să fac, cum să fac să-l conving pe stăpânul meu să dea click-ul, da? Și el, să spunem, am pus preșulețul jos. Bravo, bun. Când a venit cu lăbuțele pe el, eu îi spun că a făcut un lucru bun. Pe măsură ce el învață care este scopul exercițiului, da? Încep să îl rotesc în toate direcțiile. Da? El trebuie să învețe să pivoteze pe picioarele din față. Da? Hop, da? Dacă a ieșit cu picioarele de pe preșuleț, în secunda aia i-am luat recompensa. Nu i-o mai dau, da? Bun, ia. Da? Trebuie să facă pivotarea asta. Lor le este foarte greu să folosească picioarele din spate într-o manieră conștientă. Da? Adică să le miște... Da? În mod voit. Exact, în mod voit. Da. Ei, pur și simplu, cumva unde merge capul, fundul urmează și picioarele din spate știu ce să facă. Dar eu vreau să le învăț acum că și alea trebuie cumva controlate. Da? Deci are doar tracțiune față. Exact. Exact. Tracțiune față și alea din spate sunt degeaba. Haide, mă, hopa sus. Bravo, am văzut puțin mai devreme că voi doi vă luptați pentru o jucărie. Da. Este recompensa supremă. Dacă ai făcut exercițiu foarte bine, după ce câți ani de mâncare, îți mai dau și jucărie. Bravo, cățel. Super! Bine, bă, bravo, bă, cățel. O, mușco tare, rupe-i fâșul. Hai, fâșul tare. Bravo. Bravo, bă, ok, deci bun, funcționează lasă? Și acest sistem de educare, da? Prin recompense mici, graduale. Absolut. Și apoi când s-a încheiat exercițiul, o recompensă supremă. Mai mare, un fel de ai încheiat exercițiul cu succes, poa, sună aparatele, toată lumea e fericită, este minunat. Dar trebuie să păstrăm o jucărie doar pentru acest lucru, nu se o dăm mereu, pentru că altfel probabil nu va mai arată mult interes. Da, dacă le ai la botul calului toată ziua, o să te plictisești de ele. Dar mai important decât jucăria în sine este interacțiunea cu mine, pentru că jucăria asta poate simula o pradă. Câinele fuge după ea, o prinde, a prins-o, a ucis-o și gata, prada aia nu se mai mișcă, este moartă, e plictisitoare, nu-l mai interesează. Dar eu îi păstrez valoarea făcând un joc de vânătoare cu el. Da? Dacă eu fac prea ușor, dacă îi fac viața prea ușoară, este prea plictisitoare. Dacă e prea grea, este imposibilă. Cumva trebuie să păstrez. Da? Eu, bine, mă, cățelul, super! Hai, alunici aici, da? 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 Trebuie să am un echilibru între cât de ușor o prinzi și cât de greu. Trebuie să fie distractivă. Bravo, lasă! Bun, super! La fel, acum lucrăm și la lasă. Da? Până acum nu ne interesa să lase foarte tare. Important era să-mi aducă înapoi jucăria când eu arunc. Dar acum încetul cu încetul lucrăm și la comanda asta de a lăsa ce are în gură. Cum se dezvoltă acest obicei de a lăsa lucrurile la comandă? În primul tot prin recompensă? Tot prin recompensă, dar în primul rând, ca să înveți lasă, trebuie să ai un câine care ți-aduce și pornești de acolo. Bă, mai întâi adum ce ți-am aruncat eu. Și de ce mi-ai aduce jucăria? Tu te chinui să o prinzi, de ce să vin să ți-o las ție? Păi eu m-am chinuit pentru prada asta, n-are niciun rost să ți-o las ție, e a mea. Da? Și încetul cu încetul îl conving, până la vârsta de 6 luni, am aruncat chestii și l-am convins să vină la mine și am arătat, bă, nu numai că nu-ți iau jucăria din gură, îți mai dau eu ceva în plus. Da? Aha, și el a okay. învățat, bă, e ok, mă duc cu osul meu la stăpânul meu și nu mi-e frică că mi-l fură, pentru că sunt mulți câini care te-ar mușca dacă vrei să le iei osul din gură, chiar stăpânul lor fiind, te-ar lua de mână. Și ăsta nu e un lucru așa, e un lucru absolut normal. Băi, e normal. E osul meu, ce rost are de ce să intri cu mâna la el, știi? N-ai niciun rost să bagi mâna acolo, dar pentru că îl învăț treptat că schimbul ăsta e mereu posibil, el zice, bă, nu mă mușcă. Mâna care se întinde, nu numai că nu-mi ia, ba mai mult îmi dă. Da? În afară de această comandă cu lasă, așa? Ce mai urmează să spunem la nivelul următor pentru Freddy în materie de educație și dezvoltare? Păi, acum pentru Freddy o să încep să lucrez cu el aparate, da? Aparatele de sărituri, de agility, cum ar fi. Există balansoarul ăla la agility pe care probabil l-ați văzut. Da? E un balansoar, câinele intră pe o parte și când ajunge, trece de jumate. Se înclină. Exact, se înclină. Și tot felul de alte aparate, cum ar fi pentru salvare, noi lucrăm scara care este la poziție orizontală și el trebuie să meargă exact pe stinghii.
să nu calce între. Și acolo e o chestie mișto de văzut, pentru că și scara aia noi o lucrăm treptat. Mai întâi astupăm găurile și le destupăm încetul cu încetul. Aha, suprafețe okay. neplăcute, un câine care vrea să fie un câine utilitar trebuie să învețe să meargă în tot felul de situații. Știu, zgomote mari, metrou, pe pasarele de-astea ciudate. Da? Uite, chiar vorbeam despre lucrul acesta. Freddy se sperie la furtuni, la tunete, fulgere și alte cele? Din fericire nu se sperie. Sunt unii câini care se pot speria și poți... De obicei, câinii care sunt expuși treptat, da? Dacă vine furtuna și eu m-am refugiat în casă, am închis toate geamurile și stăm aici până trece, câinele s-ar putea să sperie, pentru că le aude pentru prima oară când e deja adult și zice, ce s-a întâmplat, de unde tunetul ăsta, da? Dar dacă urmează o furtună afară și eu ies totuși cu el un pic în parc, ca să se obișnuiască cu atmosfera încărcată și vijelia și așa, da? Evident, acum dacă e furtună mare, nu ne pune viața în pericol, da? Dar, pe de altă parte, o ploaie în care se mai aude un tunet e ok, da? Așa, se sperie la... nu se sperie la zgomote, noi trebuie să-l învățăm pe câinele ăsta să ignore pognituri, da? Cum ar fi focul de armă, cum ar fi o petardă. Da? La examenele de salvare el trebuie să demonstreze că e capabil să se mențină concentrat chiar și la 4 focuri de armă. Da? La examenele de salvare se trage cu un pistolet de ăsta doar de zgomot, pistol de start, îi spune. Ce vedeți okay. la competiții. Poc, da? E doar de zgomot. Și trebuie să n-aibă nicio reacție atunci? El trebuie să demonstreze că e indiferent. Asta ar fi pentru un punctaj excelent. Da? Dacă este absolut indiferent la alea, un punctaj excelent. Sau măcar trebuie să demonstreze că chiar dacă le-a sesizat sau s-a speriat de ele, rămâne totuși în control. Da? Uite, stau și mă gândesc, un câine utilitar are șanse să... Un câine are șanse să devină câine utilitar dacă începe antrenamentul, nu știu, poate pe la un an? Dacă până la un an poate n-a primit educație? La orice vârstă. Noi am avut colegi care au luat câini maidanezi de pe stradă la 4, 5 ani, 2 ani, 1 an, și mai mici și mai mari, nu contează, și câinele la 5 ani a ajuns codruț, îl cheamă, câinele lui Vlad Popescu, a ajuns să se certifice ca și câine de salvare. Aha. Deci dacă la noi oameni e vorba aceea, învață acum că mai încolo... Mai încolo ți-e un pic mai greu. Creierul acum e mai plastic. Acum își formează conexiuni și dacă faci o treabă bună la începutul vieții câinelui, o să muncești mai puțin în viitor. Mult mai puțin. Da? Dacă vii cu câinele la 5 ani, tu o să muncești un pic mai mult. Da? E mai ușor lui acum să învețe chestii și să deprindă curajul ăsta de a explora lumea. Da? Eu acum îl conving pe el, băi, pasarele asta, tu ești pui, ești naiv, nu înțelegi cât de periculoasă poate fi, dar hai cu mine că ți arăt eu că e safe. Da? Aha, un câine okay. adult când vede pasarele aia zice, bă, dacă e să cade acolo. Deci că el deja are un creier în cap, deja are niște experiențe. Niște păreri și zice, bă, eu nu vin acolo. Da? Dar pentru un pui fiind naiv, tu poți să-l convingi mai ușor și asta te va ajuta în viitor. Foarte important de menționat, să știi, noi toți îl admirăm pe Freddy teribil de mult și pe tine deopotrivă cu el, pentru că lucrați foarte bine împreună. Aș dori să le specificăm și telespectatorilor noștri cam cât de mult timp investești pe zi în educarea lui Freddy, pentru că mi se pare foarte important. Un câine atât de educat nu este un câine cu care ne întâlnim doar seara când venim de la muncă. Da, e foarte important să-l integrăm în programul nostru. Cum am mai spus și în trecut, dresajul ăsta, investiția asta de timp, nu e o investiție foarte mare dacă te gândești, mi-am luat un câine și vreau să facă parte din viața mea. Da? Deci eu nu-mi dedic, mă scol dimineața și spun, la ora 8 am antrenament, la ora 12 am antrenament, la ora 8 seara am din nou antrenament. Pur și simplu așa merge ziua. Ne trezim și începem să facem lucruri împreună. Dacă aș lucra cu el doar așa din an în Paște... Da. S-ar vedea și în comportamentul s-ar vedea, s-ar vedea și câinele n-ar mai fi atât de atent la mine. Băi, lasă baia. Eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai venit și în dimineața asta la noi și că de fiecare dată ne faci o bucurie când îl aduci pe Freddy și vedem și noi cum crește și cum se dezvoltă și învață mai multe lucruri. Freddy, cred că este invitatul nostru preferat altul de tine, evident, sau nu te super pe noi. Nu, înțeleg. Eu n-am coadă, n-am blană. Ne bucurăm foarte mult să vă avem de fiecare dată aici în platou și vă așteptăm cu drag de fiecare dată. Și eu mulțumesc frumos. Dragilor, acesta a fost și matinalul de astăzi. Ne îndreptăm împreună către ultima zi din săptămână, adică mâine, care este vineri. Mai avem câteva zile și până la concediu, dar nu vă mai spun treaba asta. Rămâneți pe Metropola TV, urmează știrile, noi le vedem mâine dimineață de la 10. Vă pup, la revedere, ceau!
Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.